Toți membrii familiei tale sunt creștini? Mm -hmm. Da, m-am născut într-o familie ortodoxă din Est. Dar membrii familiei mele nu sunt creștini devotați. Ei nu citesc Biblia și nu se roagă. Oh. Când ai acceptat lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu? În vara lui 2020. Pe atunci, eu și sora Albina am dat peste un film făcut de Biserica lui Dumnezeu tot puternic, Trezirea din vis. În film se spunea că Domnul Isus s-a întors deja. Eram curioasă și am descărcat aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și am luat legătura cu frații și surorile din Biserică. Au fost mărturie că Dumnezeu Atotputernic a exprimat multe adevăruri, îndeplinise lucrarea de judecată și făcuse deja un grup de biruitori. Am citit multe din cuvintele lui. Am văzut că erau pline de autoritate și putere, că erau toate adevărate și am realizat că niciun om obișnuit nu le-ar putea exprima. Era glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu atât puternic este Domnul Isus întors. Inspirate eu și sora mea, am acceptat lucrarea lui din zilele de pe urmă. Pe internet avem adesea părtășie despre cuvintele lui Dumnezeu. Ah. Însă când nostru a văzut că participam la întrunirile Bisericii lui Dumnezeu tot puternic și nu ne rugam la icoane, a spus că veneram un Dumnezeu diferit și îl trădam pe Domnul Isus. A, ah, ce părere ai avut când a zis asta? A greșit spunând asta. Citind cuvintele lui Dumnezeu tot puternic, am aflat că el și Domnul Isus sunt un Dumnezeu. Îl reprezintă pe Dumnezeu ce face lucrări diferite în diferite. În epoca Harului, Dumnezeu s-a numit Isus ca să facă lucrarea de răscumpărare. Acum, în zilele de pe urmă, Dumnezeu s-a întrupat sub un nou nume ca să facă lucrarea de judecată. Dumnezeu atât puternic e numele luat de Domnul Isus la întoarcere. Crezând în Dumnezeu atât puternic, nu-L trădam pe Domnul Isus, ci întâmpinam venirea Domnului și urmam pașii lui Dumnezeu. Tata nu citise cuvintele lui Dumnezeu tot puternic, n-a recunoscut lucrarea lui și nu știa că Dumnezeu tot puternic e Domnul Iisus întors. Hmm. I-ai spus asta tatălui tău? Am încercat să-i explic, dar nu m-a lăsat să vorbesc și a rămas la părerile lui? Ba chiar m-a certat. A spus că dacă mai citeam cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, ne va omorî bătaie pentru a ne împiedica să credem în Dumnezeu Atotputernic. Când l-am auzit, am avut un șoc. Nu mi-am închipuit că ne-ar putea critica atât de vehement doar ca să ne împiedice să credem. În ziua aceea ne-a gonit din casă și am fost forțate să stăm afară în pijama multe ore. Am fost foarte supărată și m-am rugat lui Dumnezeu. Dragă Dumnezeule, mă simt cam slabă, dar știu că trebuie să fiu puternică și să îndur toate astea. Oricum mi-ar sta în cale tata, eu voi continua să cred în tine. Te rog să-mi dai credință și putere. Mi-am amintit un pasaj din cuvintele lui. Trebuie să ai curajul meu în tine și să ai principii când te confrunți cu rudele necredincioase. De dragul meu nu trebuie să cedezi în fața niciunei forțe întunecate. Bisuie-te pe înțelepciunea mea ca să mergi pe calea perfectă nu lăsa conspirațiile satanei să preia controlul. Depune toate eforturile pentru a-ți pune inima înaintea mea, iar eu te voi alina și-ți voi aduce pace și fericire. Cuvintele lui mi-au încălzit inima și m-au ajutat să mă adun. Datorită lor am văzut că, oricum m-ar fi împiedicat tata, era tot în mâinile lui Dumnezeu și nu trebuia să mă tem. Ar trebui să mă rog lui Dumnezeu ca să-mi dea curaj și să pot depăși acest chin. Apoi, deși tata mă certa și mă amenința adesea, interzicându-mi să iau legătura cu ceilalți și îmi verifica des telefonul, eu tot m-am străduit să evit supravegherea, ascunzându-mă mm, des în toaletă, duș, beci sau grădină, ca să pot vorbi cu frații și surorile. Mm, așa e. Doar citind cuvintele Lui Dumnezeu, avem credință să înfruntăm o astfel de reprimare. Da. La scurt timp, ne-am instruit pentru udarea nou veniților și am preluat îndatoriri. Dar tot mai mulți aveau nevoie de udare și am ajuns să am zilnic părtășie cu ei în camera mea. Tata a suspectat că aveam iar întruniri, așa că și-a întățit supravegherea. Îmi verificat telefonul și când eram singură în cameră, se furișa înăuntru să vadă ce făceam. A instalat camere de supraveghere și l-a pus pe fratele meu mai mic să mă supravegheze dându-i cadouri. Uneori trebuia să șterg de pe telefon tot ce era legat de biserică și de datoria mea și să ies de pe grupul de chat. Dar în cele din urmă, tata m-a prins practicându-mi credința. În ziua aceea, băuse iar și a început să mă certe, spunând chiar blasfemii despre Dumnezeu. Nu mai puteam suporta. Așa că am zis, cred în Dumnezeu adevărat, Domnul Iisus întors. Dumnezeu tot puternic a exprimat adevărul ca să ne mântuiască și să ne scape de păcat. E singura mea șansă la mântuire. Voi practica credința. Dacă tot mă împiedici să cred în El, nu o să am de ales și o să plec să găsesc altă locuință. A, ah, cum a reacționat? Mm, n-a spus nimic și un timp. După aceea n-a mai zis multe despre credința mea și n-a mai încercat să mă reprime. Am crezut că toate astea trecuseră și nu mi-am închipuit că era doar calmul dinaintea furtunii. Într-o zi, când începeam o întrunire... Sora mea a venit să-mi spună că tata a cerut să-mi vadă telefonul, dar eu nu i-l am dat, știind că s-ar putea să-l strice. Mm, telefonul era foarte important. Mm -hmm, da. Era singura cale de a lua legătura cu biserica și de a citi cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Mm. Am contactat repede o soră de la biserică, i-am explicat situația mea și i-am repartizat ei nou pe care îi dam eu. După aceea, mi-am ascuns telefonul. În ziua aceea, tata l-a invitat pe unchiul la noi, cerându-i să ne împiedice să credem în Dumnezeu atotputernic. Nu știam ce metode aveau să folosească pentru a ne reprima. Apoi, mi-am amintit câteva cuvinte ale lui Dumnezeu. Dumnezeu atotputernic spune în fiecare stadiu al lucrării pe care Dumnezeu o face în interiorul oamenilor, la exterior, pare că sunt interacțiuni între oameni, ca și cum s-ar fi născut din aranjamente sau intervenții umane. Dar în spatele scenei, fiecare etapă a lucrării și tot ceea ce se întâmplă reprezintă un pariu făcut de satana în fața lui Dumnezeu și cere oamenilor să rămână fermi în mărturia lor față de Dumnezeu. Luați ca exemplu pe Iov, când a fost încercat, în spatele scenei, Satana făcea un pariu cu Dumnezeu, și ceea ce i s-a întâmplat lui Iov au fost faptele și intervenția oamenilor. În spatele fiecărui pas al lucrării pe care Dumnezeu o face în voi, este pariul Satanei cu Dumnezeu. În spatele acestui tot este o luptă. Când Dumnezeu lucrează, se îngrijește de o persoană și o apreciază, și când o favorizează și o aprobă, Satana se ține și el îndeaproape în urma acesteia, încercând să o înșele și să-i facă rău. Dacă Dumnezeu dorește să câștige această persoană, satana, pentru a-și atinge obiectivul ascuns, ar face orice stă în putere să-l împiedice pe Dumnezeu, folosind diferite vicle șuguri ca să îi spitească, să tulbure și să submineze lucrarea lui Dumnezeu. Care este acest obiectiv? El nu vrea ca Dumnezeu să câștige pe nimeni. Vrea să pună stăpânire pe toți cei pe care vrea Dumnezeu să-i câștige? Vrea să-i controleze, să preia controlul asupra lor, pentru ca ei să-i se închine și să-i se alăture în a comite fapte rele și să-i se împotrivească lui Dumnezeu? Nu este acesta motivul sinistru al satanei? Războindu-se cu Dumnezeu și ținându-se scai după el? Obiectivul satanei este să dărâme întreaga lucrare pe care Dumnezeu vrea să o facă, să-i ocupe, să-i controleze și să-i elimine complet pe cei pe care Dumnezeu vrea să-i câștige. Dacă nu sunt eliminați, atunci ei ajung în posesia satanei pentru a fi folosiți de el. Acesta este obiectivul său. Prin cuvintele lui am realizat că reprimarea credinței mele era un test și o perturbare de la satana. Satana nu voia să-L urmez pe Dumnezeu și să fiu mântuită mi-a folosit familia pentru a mă forța să-l trădesc pe Dumnezeu. Era intriga satanei. M-am gândit cum a fost atacat Iov de satana când a fost încercat. Proprietățile i-au fost distruse, i-au murit copiii, iar trupul i s-a umplut de bube. În ciuda acestei suferințe, tot a fost mărturie pentru Dumnezeu și l-a umilit pe satana. Trebuia să-i calc pe urme lui Iov oricum ar fi împiedicat tatăl și unchiul meu, trebuia să rămân la credința mea în Dumnezeu atotputernic și să-l pe satana. Mm. Cuvintele lui ne dau credință și putere. Da. Ei, ce credea unchiul tău despre credința în Dumnezeu atotputernic? Imediat ce a intrat în cameră, ne-a îndemnat să renunțăm la credința noastră. A spus, L-ați părăsit pe Domnul Isus și nu mergeți la biserică, înseamnă că l-ați strădat. Am răspuns. El și Dumnezeu Atotputernic sunt același Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic a exprimat multe cuvinte și a dezvăluit adevăruri și taine. Cum ar fi misterul planului de gestionare a lui Dumnezeu, și misterul celor trei etape ale lucrării sale, cât și tainele numelor lui Dumnezeu. A dezvăluit și esența păcătoșenii omenirii și realitatea corupției noastre de către satana arătându-ne calea spre mântuire. Mulți oameni din toată lumea recunosc cuvintele lui Dumnezeu atât puternic, drept glasul lui Dumnezeu și întâmpină întoarcerea Domnului. Cum pot spune că îl trădăm pe Domnul crezând în Dumnezeu tot puternic? Când Domnul Iisus a venit să lucreze, mulți au părăsit templul ca să-L urmeze. Ai spune că ei l-au trădat pe Iahve Dumnezeu? Doar cei care nu aud glasul lui Dumnezeu, atunci când oamenii sunt mărturie pentru întoarcerea lui, îl trădează pe Domnul. Auzind asta, unchiul meu s-a înfuriat. A spus, uită-te la ea. Nu s-a gândit deloc la ce am spus și chiar a încercat să-mi facă morală. Face prozelitism și încearcă să mă atragă în biserică. Apoi a încercat și soția lui. Pe un ton bat jocuritor, mi-a sugerat să mă mărit la fel ca alte femei și să am o familie și o carieră, în loc să-mi petrec timpul practicând credința și făcând prozelitism. I-am răspuns. Am citit cuvintele lui Dumnezeu atotputernic, am înțeles multe lucruri, am aflat sensul vieții și ce e mai însemnat de urmărit în viață. În acești ani, când pandemiile, războaiele și foamea se intensifică, ne pot garanta siguranța, bucuriile trupești și relaxarea? Sau ne pot proteja de calamități? Doar acceptând lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, obținând adevărul și lepădându-ne de păcat, putem fi protejați de Dumnezeu în fața calamităților și intra în împărăția sa. Asta este singura cale spre mântuire. Hmm. Cum au răspuns la părtășia ta? N-au spus o vorbă. Văzând mi determinarea, i-au chemat pe bunicul și pe alt unchi ca să mă atace cu toții. Ah. Cred că a fost o mare încercare să ai toată familia împotriva ta. Mm, așa e. M-am gândit cum surorile și frații chinezi pot rămâne puternici în fața persecuției și pericolului. Voiam să fiu mărturie pentru Dumnezeu și să-L umilesc pe satana, așa că m-am rugat. Dumnezeule, nu știu ce-mi vor spune sau face bunicul și ceilalți. Te rog să-mi dai credință și putere. Când a sosit bunicul, ne-a certat pe mine și pe sora mea și ne-a arătat cureaua spunând: Dacă nu renunțați la credința asta, nu veți mai fi nepoatele mele. Auzind asta mi-am spus nu voi renunța să cred în Dumnezeu atât puternic, chiar dacă mă abandonează întreaga familie. Domnul Iisus a spus, de oricine se va lepăda de mine în fața oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea tatălui meu, care e în ceruri. Nu-i desperiat dacă ne abandonează oameni, dar dacă ne abandonează Dumnezeu, totul s-a sfârșit. Așa că, oricum ar împiedica, nu-l voi nega pe Dumnezeu. Am spus cu hotărâre. Dumnezeu atât puternic e Dumnezeul adevărat. Orice ați spune, nu voi renunța niciodată la credința mea în el. Și sora mea a spus că nu-și va abandona credința în el. Toată lumea a fost șocată de cuvintele noastre. Unchiul meu s-a înfuriat, mi-a smuls telefonul și m-a interogat. Pe cine suni în fiecare zi? Cine sunt ei? Cum îi cheamă? Dăm numerele lor de telefon. Îi voi raporta la poliție. Mi-a spus să-mi deblochez telefonul. Cum n-am răspuns, mi-a zis și mai furios. Se pare că ești o cauză pierdută. Nu vrei să asculți ce spunem. Ar trebui să te trimitem la psihiatru să te trateze nu înțelegeau de ce era atât de hotărâtă. Așa e. În ochii lor, credința era doar un fel de convingere religioasă. Și credeau că oamenii care se sacrificau pentru Dumnezeu erau anormali. Apoi, alți membri ai familiei m-au mustrat și m-au certat pe rând. Dar eu și sora mea n-am șovăit și i-am contrazis. În final s-au săturat de noi și au plecat acasă. Uh, Te-au mai oprimat după aceea? Mm. Nu s-au oprit acolo. După două zile, tata ne-a arătat mai multe filme care discreditau biserica lui Dumnezeu atotputernic. Erau ofensatoare, fiindcă știam că erau false și calomniau biserica. Poate că nu credeam de mult în Dumnezeu atotputernic, dar îi citisem cuvintele și înțelegeam din adevăr. Știam care e calea spre a fi eliberați de păcat și ce lucruri în viață meritau să fie urmărite. Priveam lucrurile pe baza cuvintelor lui Dumnezeu și dobândisem discernământ asupra binelui și a răului. Deja făcusem îmbunătățiri în unele domenii, iar credința mea în Dumnezeu tot atotputernic mă ajutase mult. Mă simțeam împăcată și eram convinsă că asta e adevărata cale, cea pe care Dumnezeu ne îndruma. Așa că i-am spus tatălui meu. N-ai cercetat noua lucrare a lui Dumnezeu și crezi toate zvonurile de pe internet. Acestea sunt minciunile diavolului. Eu cred în adevăratul Dumnezeu. Dar după ce am spus asta, tata m-a întrerupt imediat și a început să mă certe iar. Ulterior, unchiul a venit iar și a început să mă preseze. Ca Ana, ești rudă cu noi și toți te iubim foarte mult. Facem asta pentru tine. Ne vei mulțumi mai târziu. Părăsește urgent biserica asta. Cuvintele lui mi-au amintit cum satana s-a folosit de soția lui Iov ca să-l atace. Soția lui Iov a spus, încă rămâi neclintit în curăția ta, blestemă-l pe Dumnezeu și mori. Dar Iov nu a fost de acord cu ea, ci a certat-o fiindcă a vorbit așa cum vorbește o femeie nesăbuită. Acum și eu eram constrânsă de familia mea, ci că o făceau spre binele meu, dar mă forțau să-l abandonez pe Dumnezeu atotputernic. Mă săturasem de minciunile lor, așa că nu am spus nimic și am ignorat voiam să le spun atât de multe lucruri dar știam că n-aveau să mă asculte văzând că nu cedam cerințelor lor tata și-a scos cureaua și m-a lovit de mai multe ori durerea m-a străfulgerat și am izbucnit în lacrimi în final ne-au confiscat amândurora telefoanele și n-am mai putut contacta Biserica. Tata a continuat să ne supravegheze și ne interzis să citim cuvintele lui Dumnezeu. Mă urmărea peste tot ca să nu pot fi singură și chiar îmi analiza expresiile. Dacă părea că mă gândeam la ceva, striga la mine. Nu cumva să te gândești la Dumnezeul în care crezi. Ah. Încerca să-ți controleze până și gândurile. Cred că te-ai simțit foarte reprimată în acel mediu. Da. Mi-am amintit cuvintele lui Dumnezeu tot puternic. Credincioșii și necredincioșii nu sunt compatibili, ci sunt opuși unii altora. Oricine nu crede în Dumnezeul întrupat este demonic și mai mult va fi distrus. Cine este satana, cine sunt demonii, și cine sunt dușmanii lui Dumnezeu dacă nu cei ce se împotrivesc și care nu cred în Dumnezeu? Dumnezeu a dezvăluit esența necredincioșilor. Credeam că familia îmi era cea mai apropiată. Dar după ce m-au oprimat și comparând asta cu cuvintele lui Dumnezeu, le-am văzut în sfârșit adevărata față. Deși ei cred în Domnul, nu vor să caute când se confruntă cu ceva incredibil ca întoarcerea Domnului. Nu l-au întâmpinat și n-au ascultat glasul lui Dumnezeu. Și chiar au făcut totul ca să nu-L acceptăm pe Dumnezeu atotputernic, perorând judecăți la adresa Lui. Erau oameni care lurau pe Dumnezeu și îi se împotriveau. Fiind dușmanii lui Dumnezeu, erau și dușmanii mei. Eu nu eram ca ei. Din cauza opresiunii ai dobândit discernământ. Da. Ah. Probabil că te-ai simțit slabă în timpul acelei experiențe. Așa e. Deși dobândisem discernământ asupra lor, eram supravegheată, nu puteam participa la întruniri și nici măcar să vorbesc în privat cu sora mea despre chestiuni spirituale. Așadar, cu timpul, am început să mă simt slabă. M-am gândit la un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu. Nu fi descurajat, nu fi slab, iar eu îți voi lămuri lucrurile. Drumul spre împărăție nu este atât de neted. Nimic nu e atât de simplu. Vrei ca binecuvântările să vină ușor, nu-i așa? Astăzi, toți vor avea încercări amare de înfruntat. Fără astfel de încercări, inima iubitoare pe care o aveți pentru mine nu se va întări și nu veți avea iubirea adevărată față de mine. Chiar dacă aceste încercări constau numai în circumstanțe minore, fiecare trebuie să treacă prin ele, doar că dificultatea încercărilor va fi diferită de la persoană la persoană. Încercările sunt o binecuvântare de la mine și cât de mulți dintre voi vine adesea înaintea mea implorându-mi în genunchi binecuvântările. Copii prostuți! Credeți mereu că ceva cuvinte prielnice pot fi considerate binecuvântarea mea? Totuși, nu recunoașteți că amărăciunea este una dintre binecuvântările mele. Cei ce mi împărtășesc amărăciunea îmi vor împărtăși cu siguranță și dulceața. Aceasta este promisiunea și binecuvântarea mea pentru voi. Cuvintele lui m-au umplut de căldură și l-am simțit aproape de mine. Dumnezeu a înțeles ce gândeam și prin ce treceam, și m-a alinat și încurajat prin cuvintele sale. Știam că drumul spre împărăția cerurilor era atât de dificil, iar adevărata cale era constant persecutată și respinsă. Fiindcă Satana stăpânește această lume și nu-i permite lui Dumnezeu să exprime adevărul și să ne mântuiască, și nici oamenilor să-l urmeze pe Dumnezeu. Dreptur mare oamenii care o fac sunt persecutați. În epoca harului, mulți au fost persecutați și chiar martirizați din cauza credinței lor în Domnul Isus. Acum în epoca împărăției, Dumnezeu s-a întrupat iar pentru a ne mântui. În China, mulți credincioși în Dumnezeu Atotputernic au fost arestați, bătuți și torturați de pe dar ei rămân neclintiți în credința lor în Dumnezeu și sunt martori pentru El. Să fiu persecutată de familie pentru credința mea a fost o onoare pentru mine să fiu mărturie pentru Dumnezeu. M-am confruntat cu greutăți, dar conțineau bunăvoința lui Dumnezeu. N-am putut vedea prin complotul satanei. Deci, Dumnezeu a lucrat prin persecuția din partea familiei ca să învăț să mă bazez pe El și să caut adevărul. Această situație m-a ajutat să înțeleg adevărul și să-mi dezvolt statura. După ce am realizat care erau intențiile lui Dumnezeu, m-am simțit mai liniștită. Și am decis să mă bazez pe El. Fiind lângă mine, nu conta cine. Mi se opunea sau îmi punea piedici. Îndrumată de cuvintele lui, ai devenit de neclintit în credința ta. Da, slavă lui Dumnezeu. Familia ne-a supravegheat și reprimat continuu. Nu puteam citi cuvintele lui Dumnezeu. Iar eu mă simțeam groaznic și m-am gândit să fug. Din perspectiva mea, fuga era singura scăpare. Dacă plecam de acasă, puteam să-mi practic credința. Dar toate căile de evadare erau blocate. Tata era mereu acasă și nu știam cum să le vid. Și alți membri ai familiei mă supravegheau. Nici nu aveam bani și nu știam unde să mă duc. Mă temeam că, dacă fugeam, tata ar fi chemat poliția să aresteze credincioșii. Eram deprimată, plângeam mereu și nu voiam să fiu văzută în această stare. În perioada aceea, trăiam într-o frică permanentă. Când mă rugam în camera mea, mă temeam că tata avea să dea buzna, să spargă ușa și să țipe, ba mai mult că ne va bate și certa. Nu știam cât avea să mai dureze această persecuție. Gândindu-mă cum ceilalți se puteau întruni regulat și își puteau face datoria, în vreme ce eu n-aveam șansa asta, i-am invidiat. Așa că m-am rugat: Dumnezeule, mi-e greu să practic credința acasă. Vreau să plec ca să merg la întruniri și să-mi fac datoria. Te rog să-mi deschizi o cale. Într-o zi, am scăpat de familia mea și am văzut două pasaje din cuvintele lui Dumnezeu. În timp ce sunt supuși încercărilor, este normal ca oamenii să fie slabi, ca negativitatea să sălășluiască în ei sau să fie lipsiți de claritate în ceea ce privește voia lui Dumnezeu sau calea lor de practică. Dar, în orice caz, trebuie să ai încredere în lucrarea lui Dumnezeu și să nu-l tăgăduiești în tocmai ca Iov. Deși Iov a fost slab și a blestemat ziua în care s-a născut, nu a negat că toate lucrurile din viața oamenilor sunt dăruite de Iahve și că El este și Cel care putea să le ia pe toate. Indiferent cum a fost încercat, și-a păstrat această credință. În experiența ta, indiferent la ce rafinare te supun cuvintele lui Dumnezeu, credința și dragostea pentru el sunt, pe scurt, ceea ce îi cere omenirii: credința, iubirea și aspirațiile oamenilor sunt ceea ce desăvârșește El lucrând în acest fel. Dumnezeu face lucrarea de desăvârșire asupra oamenilor, iar ei nu pot să o vadă, nu pot să o simtă. În astfel de împrejurări, ți se cere să ai credință. Credința oamenilor e necesară atunci când ceva nu poate fi văzut cu ochiul liber, iar credința ta e necesară când nu poți renunța la propriile tale noțiuni. Când lucrarea lui Dumnezeu nu îți este clară, ceea ce ți se cere este să ai credință, să iei o poziție fermă și să fii martor. Când Iov a ajuns în acest punct, Dumnezeu i s-a arătat și a vorbit. Adică, doar din credința ta vei putea să-l vezi pe Dumnezeu. Și când ai credință, El te va desăvârși. Fără credință, El nu poate să te desăvârșească. Dacă asupra ta se abat multe lucruri care nu se potrivesc noțiunilor tale, dar totuși ești în stare să le lași deoparte și să ajungi să cunoști acțiunile lui Dumnezeu din aceste lucruri, și dacă în toiul rafinărilor Îți dezvălui inima de iubire pentru Dumnezeu, atunci asta înseamnă să mărturisești ferm. Dacă al tău cămin este liniștit, te bucuri de mângâierile trupului, nimeni nu te persecută. Iar frații și surorile tale din biserică te ascultă. Poți să ți arăți inima iubitoare de Dumnezeu? Poate această situație să te rafineze? Numai prin rafinare poți să-ți arăți iubirea de Dumnezeu. Și numai prin lucrurile care nu se aliniază noțiunilor tale poți fi desăvârșit. Cu serviciul multor lucruri contrare și negative și folosind tot felul de manifestări ale satanei, acțiunile, acuzațiile, tulburările și înșelăciunile sale, Dumnezeu îți arată clar chipul hidos al satanei și astfel îți desăvârșește abilitatea de a-l deosebi pe satana ca să poți să-l urăști și să te lepezi de el. Amin. Ce cuvinte minunate! Da, citind cuvintele lui Dumnezeu, i-am văzut clar intenția și că trebuie să trecem prin încercări și rafinări. Doar prin aceste rafinări putem obține credința adevărată în el. De pildă, povestea lui Iov. După ce a trecut printr-o încercare și a rămas ferm, în mărturia lui, credința lui în Dumnezeu a sporit, iar Satana s-a retras. Știam că trebuia să-l iau pe Iov drept model și să rămân fermă în această încercare. Dar, dovedisem că eram lipsită de credință. Când puteam merge la întruniri în mod regulat și în siguranță, credința mea era puternică și spuneam: Orice s-ar întâmpla, nu-l voi învinovăți pe Dumnezeu. Însă, oprimată de familia mea și închisă în cușca de acasă, fără libertate, am devenit negativistă. N-am renunțat la credința mea în Dumnezeu, dar m-am plâns mereu. Și am vrut să evit greutățile, căutând o viață și o formă de venerare relaxantă. Deci, natura mea era trădătoare de Dumnezeu. M-am gândit la cât de ferm a fost Iov. Când Satana l-a încercat și l-a atacat, el nu s-a plâns deloc lui Dumnezeu. Nu i-a cerut niciodată lucruri absurde, nici nu s-a îndoit de el, fiindcă a permis să-i se întâmple astfel de lucruri. Iov s-a supus și l-a venerat pe Dumnezeu, însă eu nu. Am realizat că Dumnezeu folosea această situație pentru a mă încerca și am desăvârșit Credința. Dacă mereu voiam să practic în tihnă, Credința să evit situațiile pe care el le-a creat și nu învățam din ele, n-aș fi rămas cu nimic. M-am gândit că Deși am suferit puțin, Dumnezeu mi-a fost mereu alături ca să mă îndrume. Când am devenit slabă, cuvintele lui m-au alinat și încurajat. Deci, cum puteam să mă plâng? Îmi lipsea complet conștiința. Înainte, îi invidiam pe ceilalți care nu erau oprimați de familie. Dar m-am întrebat: cine câștigă mai mult la final? Cel care trăiește în tihnă și har sau cel? Care experimentează opresiune și greutăți. Răspunsul era evident. Totul e în mâinile lui Dumnezeu și orchestrat de el, iar el nu face lucrări lipsite de sens. Doar el știe ce situații vor fi mai bune pentru progresul meu în viață, nu eu. Așa că ar trebui să mă supun și să caut. Mm. Când înțelegem intențiile, putem să ne supunem și să vedem că tot ce face el e bun. Da. E? După aceea, cum ai participat la întruniri? Dumnezeu mi-a deschis o cale. Ah. La scurt timp, tata și a găsit de muncă și a început să iasă mult. Cât era plecat, noi participam la întruniri și aveam părtășie cât despre camerele de supraveghere pe care le-a instalat, nu doar că n au acționat împotriva noastră, ba chiar ne-au protejat. Când tata se întorcea acasă, noi îl vedeam venind pe camere și întrerupeam întrunirea. Odată ce pleca iar, ne continuam părtășia. Ah. Când tata era acasă, nu puteam participa la întruniri, așa că îi ceream voie să mergem la magazin și... Profitam de oportunitate ca să avem părtășie cu ceilalți în parc. Este grozav. În 2022, liderul m-a desemnat să continui udarea nouveniților, iar apoi am devenit supraveghetoare. Am continuat să-mi fac datoria chiar și reprimată de tatăl meu. Mm, această experiență ți-a dat tot mai multă credință în Dumnezeu. Am experimentat cuvintele lui, i-am văzut tot puternicia și am dobândit credință în el. Am învățat să mă bazez pe el și am băut și mâncat cuvintele lui ca să-mi rezolv problemele. Le-am și discernut pe rudele care nu credeau și am învățat cum să mă port cu ele. Dacă aș fi trăit în tihnă, n-aș fi învățat asta niciodată. Lucrarea lui Dumnezeu e minunată și foarte practică. Îi mulțumesc lui Dumnezeu atotputernic. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu!